O adevărată rivalitate politică și militară s-a declanșat în Venezuela. Liderul opoziției și șef al adunării naționale din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, fiind susținut de mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Argentina, Brazilia și Canada. Susținut de sute de mii de protestatari, Guaido s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei și a făcut apel la organizarea unor alegeri libere. Incidentele din capitala Caracas au provocat moartea 16 persoane în urma ciocnirilor cu forțele de ordine. Drept răspuns, Maduro a anunțat că Venezuela rupe relațiile politice și diplomatice cu Statele Unite, acuzând Washingtonul că încearcă să se implice în treburile interne ale statului său. Nicolas Maduro și-a început recent al doilea mandat de președinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane au ieșit la proteste denunțând fraude electorale, pe care și comunitatea internațională le-a condamnat în mod public.